e foarte posibil ca acestea să fie singurele roșii pe care le voi culege din grădină. Și chiar și astea arată așa. De ce roșiile noastre arată în felul ăsta, cu pete negre? Poate că nici nu au apucat să se înroșească și deja arată așa. Este din cauza ploilor abundente. Totul a decurs foarte bine în grădina noastră până au început ploile, care au distrus în mare parte cultura noastră de roșii, care nu e o cultură mare, nu asta este important, este pentru consum propriu, dar chiar și așa noi am vrut să avem roșii 100% naturale, nestropite cu soluții. De aceea am ales, chiar dacă am văzut începutul de boală, mana care le-a afectat, cu produse naturale nu puteam să le stropesc, adică cu maceratul acela de lapte cu apă, din cauza că în fiecare zi la noi a plouat. Odată stropite, roșiile trebuie să rămână cu acel macerat pe ele ca să își poată face efectul. La noi, în Maramureș, plouând chiar și de 2, 3, chiar și 4 ori pe zi, maceratul nici nu apuca să rămână pe plantă, să își facă efectul. Așa că le-am lăsat în pace, nu le-am stropit cu niciun fel de chimicale. Am ales să fac asta pentru că astfel de roșii pot să cumpăr de oriunde, din piață, de la supermarket, toate sunt la fel. Poate că nu voi reuși să pun pe iarnă atât cât mi-am dorit, dar viața merge înainte și vom încerca din nou la anul, pentru că nu ne dăm bătuți. Chiar dacă anul ăsta a fost un an foarte ploios, sunt sigură că anul viitor va fi puțin diferit. Poate ați văzut în videourile noastre trecute, în primăvară am pus aici, am făcut o nouă grădină, unde am făcut niște șanțuri pentru irigare, dar nu am luat în considerare faptul că anul ăsta va fi un an foarte ploios, pentru că s-a preconizat că va fi un an foarte secetos, ne-am gândit, gata, nu ne mai stresăm cu apa, o să fie tot în regulă, nu mai folosim apă de la rețea, e numai bine, ne facem șanțurile. Dar asta nu le-a prins bine, pentru că a fost mult prea multă umezeală și s-a dezvoltat boala pe tufele de roșii. Ce am observat este că unele soiuri au rezistat foarte bine la ploi, chiar dacă frunzele au fost afectate, fructul nu este afectat atât de tare. În schimb, alte soiuri, cum este soiul acesta de roșie, sunt foarte afectate, nu voi mai culege, cel mai probabil nu voi culege nimic de pe această tufă. În primăvară, când am pus răsadurile aici, am cumpărat și din piață câteva răsaduri, soiul țâța caprei, care mi se pare că arată foarte, foarte simpatică, roșia. Am să păstrez semințe pentru la anul sau am să cumpăr semințe din soiul ăsta, foarte, foarte drăguțe. Nu s-a copt niciuna încă, ca să-mi dau seama și de gust. Dar se pare că și caprelor le place. Au zis că sunt mândre de țâța caprei. Da, deci sunt câteva roșii, dar tare afectate și asta, bineînțeles, că ne supără și ne dezamăgește. Vom încerca la anul să schimbăm puțin strategia. Paiele de pe jos și-au făcut treaba că nu au crescut buruieni printre roșii, au crescut buruienile doar pe șanț, ceea ce nu mă deranjează. Șanțul este plin de roșii bolnave, care le-am scos eu, le-am dat eu jos de pe tufă și tufele le-am copilit mereu, le-am dat frunzele bolnave mereu jos, până când deja a fost prea mult și mi-am dat seama că ori scot planta cu totul din pământ, ori le las așa cum îs să-și vadă de treabă. Se dezvoltă dacă se dezvoltă, cresc, se înroșesc dacă vor, dacă nu, eu mi-am luat gândul de la ele. Ne-am strâns o coșercuță de roșii și ne mulțumim cu atât, pentru că
N-are rost să ne supărăm prea tare. Dezamăgirea nu se termină aici, ci continuă și la tufele de castraveți, care, oricât de frumoase și mari și pline, pline de flori sunt, acesta este al patrulea castravete și acela e al cincelea, care a crescut pe 7 tufe de castravete, mari, pline de flori, extraordinare. 5 bucăți de castraveciori. Am mai pus câteva tufe de roșii și în grădina asta, doar așa că aveam prea multe răsaduri și n-am mai știut unde să le pun. Și se pare că au scăpat de mană, dar am observat că începe deja să se înnegrească unele frunze, tulpini, poate chiar și roșioare. Uite aici ce minunăție! Și chiar s-a întâmplat că ieri mi-am preparat maceratul ăla de lapte cu 4 părți de apă, adică 4 părți de apă cu o parte de lapte, și am stropit castraveții și roșiile din plin, foarte bine le-am stropit. N-au trecut 10 minute că a început ploaia. Foarte frumos, foarte frumos a plouat. Bineînțeles că a spălat tot maceratul, nu a mai rămas nimic pe roșiile mele și nu am vreo șansă să le tratez în stilul în care plouă, adică cel puțin o dată pe zi. După ploaie, iese foarte bine soarele, astfel încât ciuperca aceea se dezvoltă foarte bine pe roșiile noastre. Acesta este video de astăzi, nu este unul prea plăcut, este chiar dezamăgitor, dar măcar sper că dacă treceți și voi prin treaba asta, o să vedeți că nu sunteți singuri și trebuie să ne păstrăm zâmbetul pe față, că avem speranță că anul viitor va merge mai bine. Dacă și voi ați trecut prin aceeași situație și ați reușit să combateți mana, aș fi curioasă să aflu cu ce ați reușit să o opriți din evoluție, să-mi lăsați în comentarii sfaturile voastre, să ne spuneți ce părere aveți de grădina asta, cum să facem la anul să fie mai bine. Nu uitați să ne dați un like, poate și un share, să vadă și alții, să se simtă bine, că le merge mai bine sau că le merge la fel de rău ca nouă. Oricum, eu vă salut și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Acesta a fost video de astăzi. Odată stropite, roșiile trebuie să rămână. Acesta a fost video de astăzi.